Șoim planând pe deasupra aeroportului Gimbav din Brașov. Asta au observat controlorii de trafic de la Arad care supraveghează deocamdată aeroportul, dar abia după ce intrigați de punctul mișcător au mărit imaginea de 30 de ori. Păsărea de pradă a fost reperată cu ajutorul camerelor mobile amplasate pe clădirea de contingență. Camerele mobile dispun de funcția de trekking, cu ajutorul căreia pista este observată de la un capăt la altul pentru a se detecta orice anomalie sau obstacol, ceea ce reprezintă un element de siguranță în plus față de ceea ce asigură un turn de control clasic. Imaginile cu șoimul de la aeroport care au stârnit interesul controlorilor de trafic au fost publicate de președintele Consiliului Județean Brașov Adrian Veștea pe pagina sa de socializare. În timp ce pe multe aeroporturi din lume sunt aduși șoimi care să țină la distanță stolurile de păsări ce ar putea periclita siguranța aeronavelor. La Brașov aceste răpitoare sunt la el acasă și sunt convins că ne vor ajuta să avem zboruri fără incidente provocate de naripate, a comentat șeful Consiliului Județean.